pentru echipa verde, primare 2, e politică, dați-ne o șansă. Partidul Verde, suntem oameni noi în politică. Dați-ne o șansă. Echipa lui Florin care ne-a spus. Semnături pentru Partidul Verde, suntem oameni noi în politică. Dați-ne o șansă. Am acărei umbră în intersecția asta. În altele chiar de soarele. În luna lui iulie. Și încă n-am întâlnit nicio echipă de la niciun alt partid să facă asta onest. Ceilalți probabil suc semnăturile din deget, din computer, din pix. Așa-s regulile în România și în Balcani. Semnați, vă rog, pentru Partidul Verde. Dați-ne o șansă.
votați pentru Partidul Verde, pe oameni noi în politică. Vă rog pentru Partidul Verde, vrem oameni noi în politică, dați-vă o șansă. Cât de rar semnează, mă tem că mă dezinfectez mai des decât odată la un semnatar. Asta e situația. Oamenii se tem de COVID, oamenii se tem de mafie, de securitate, oamenii se tem și de umbra lor. Asta e nația, cu ea defilăm. Cu așa nație e ușor totalitarismului, dictaturii, nu democrației. Dar încercăm să dăm exemple pozitive. Thank you.
suntem candidați la locale, semnați vă rog pentru echipa verde. Că oamenii noi în politică, dați-ne o șansă. Facem credibil, dați-ne așa. Și vara i-a rămas. Păi haideți să încercăm. Noi vrem... Noi venim cu alternativa, dați-ne o ocazie. Ați greșit odată și vi se pare că e definitiv? Florin Călinescu, dar aici la sectorul 5, activiști de drepturile omului, juriști, oameni necunoscuți, dar încercăm să facem o schimbare. Sunteți din sectorul 5? Pe buletin nu. Atunci nu degeaba pot. Semnat, da? Da, nu, că pe buletin sunt în 2. Mulțumesc pentru intenție. Semnat, vă rog, pentru Partidul Verde, oameni noi în politică, dați-ne o șansă. Semnături pentru Partidul Verde. Vrem oameni noi în politică, dați-ne o șansă. Vă rog, semnați pentru Verde.
Semnături pentru Partidul Verde, oameni noi în politică, dați-ne o șansă. Dacă sunt de sector, să dați-ne o șansă. Vine câte un val după care se liniștește, parcă-s pe malul mării. Așa e la strâns semnături, când vrei să o faci onest.